Firma de asfaltări a primăriei a pornit stația mică de asfalt, iar prima șarjă de asfalt a fost folosită pentru trecerea pentru mașini făcută în scoarul de pe strada Frăsinet. De astăzi se lucrează în forță la așezarea primului strat în parcările de la intersecția străzii Spiru Haret cu bulevardul stadionului. Am început să asfaltăm în plin cu stația mică. Cum vedeți aici pe Spiru Haret vis-a-vis de armata a doua, mai avem un punct de lucru în care mai târziu vom pune asfalt la plombe pe veteranilor și urmează și la celelalte puncte pregătite deja și care așteaptă să fie asfaltate. În câteva zile va fi pornită și stația cea mare și asfaltul va începe să astupe gropile de peste iarnă din carosabilul municipal. Acum suntem în depistarea unor gropi de-astea mai serioase și mai mari care trebuie să astupate. Noi o să fac și o echipă de plombare a străzilor. Avem vreo 5-6 parcări de asfaltat deocamdată, până se va hotărâ și primăria ce stradă ia, care e prioritatea, pe care o începe, cum o începe. Sunt destule străzi în Buzău care au nevoie urgentă de reabilitări, dar sunt și multe care nu au mai văzut asfalt de zeci de ani sau care nu au fost asfaltate niciodată. Și podul de la Drăgaica ar trebui să intre în atenția edililor pentru o reparație capitală și nu pentru peticirea lui de câteva ori pe an. Din cauza traficului intens, plombele nu rezistă prea multă vreme.